În parcul craiovean, pescuitul este interzis de obicei, însă lacul este plin de pește, spun cunoscătorii. Așa că, imediat ce au aflat de concurs, și-au luat sculele și s-au postat pe malul apei, fiecare cu gândul să prindă marea captură. Peștele însă s-a cam jucat cu undițele și nervii pescarilor. Cred că e marea captură. Exact, cred că e cel mai mare. Noi am venit să pescuim. Vedeți, e o mică diferență. Eu când mă duc să plătesc permisul, mă întreabă de care vreți. De prins pește sau de pescuit? Nu, doamnă, de pescuit. Tu ce? Aici plăcerea, nu peștele. Când și când trage, dar foarte slab. Cu ce vreți să-l amețiți? Cu de toate am aici. Acum dau la viermuș. Viermușul ăla plăcută. Nu trage peștele pentru că e schimbat și de asta, crescut presiunea și aceea nu-l dă. Dacă era cum era ieri când a fost senin, era prăpăd. Este pentru a doua oară când pe lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova se organizează un astfel de concurs de pescuit. Ne gândim, așteptăm încă să se prindă peștele cel mare și să dăm premiu pentru captură, așa cum a fost preconizat. În schimb, ne gândim să facem o altă ediție pentru spinning, pentru că este foarte mult răpitor. Dar la prăjină nu prea se prinde și trebuie și momente speciale și lansete, absolut că trebuie mai puțin pescari. Concurenții care au vrut să arunce bățul în lac au plătit 20 de lei. Pentru pensionari, taxa de participare a fost doar de 10 lei.